Cine credea că un lac înghețat este tentant doar pentru cei care pescuiesc la copcă s-a înșelat. Printre zecile de amatori sau profesioniști care își încearcă norocul la undiță în această perioadă pe lacul Mihăilești, se află și un personaj exotic. Frână! Spune că nu-i place să prindă pește, preferând să se plimbe cu bicicleta pe suprafața înghețată a lacului. Face acest lucru în fiecare an și susține că pedalează inclusiv pe apele curgătoare, evident când acestea îngheață. Faceți drifturi pe gheață? E foarte frumos! Pe vecan fac așa ceva. Cam ce grosime are gheața pe baltă? Asta nu știu. Depinde dacă e pe cursul apei, e mai subțire. Și nu ați venit și dumneavoastră să pescuiți? Nu. Doar să-i vedeți pe prieteni, să mai... Da. Să le arătați o schemă. E chiar frumos. Dar e periculos? Este. A fost în partea antă pe Argeș, în partea mai subțire, pe cursul apei. Aparițiile neașteptate ale bărbatului creează de fiecare dată rumoare în rândul pescarilor, care îl roagă să facă tot felul de scheme cu ajutorul bicicletei. Ciclistul nu este singurul care se dă în spectacol pe lac. Tinerii cu ATV-uri se întrec în fiecare dimineață pe suprafața înghețată a lacului Mihăilești, spre disperarea oamenilor care susțin că zgomotul acestora sperie peștii.